Ziua de ieri a fost una plină pentru pompierii maramureșeni. Un incendiu violent a avut loc la Groșii Țibleșului, unde o casă a luat foc, flăcările extinzându-se cu repeziciune. Pe lângă pompierii veniți la fața locului, au intervenit și cetățenii care au aruncat apă. Problema se pare că a apărut de la un coș de fum deteriorat. De asemenea, tot ieri, dar spre seară, s-a produs un incendiu la o hală de producție șuruburi din municipiul Sighetu Marmației. Potrivit datelor ISU-Mara Mureș, pentru limitarea efectelor incendiului, au intervenit de urgență pompierii militari din cadrul detașamentului Sighetu Marmației cu 4 echipaje de stingere, o autoscară și un echipaj de prim ajutor SMURD. Echipele de la fața locului au fost suplimentate cu autocisternă și un echipaj de stingere de la detașamentul Baia Mare, o auto specială de lucru cu apă și spumă și o autoscară de la secția de pompieri Vișeu de Sus. În urma incendiului au ars circa 2000 de metri pătrați din acoperișul halei și s-au distrus instalația electrică, 50% din linia de zincare a materialelor și aparatură de fabricare a șuruburilor. Nu au fost victime, urmând să fie stabilită și cauza izbucnirii incendiului.